Vreau să mă refer despre datele statistice pe care le are acum în prezent Agenția pentru Eficiență Energetică și cum am menționat, dacă vorbim în 2013 de 100.000 kWh energie electrică injectată în rețea prin intermediul unei surse alternative și anume energii solare, module fotovoltaice, în 2015 a fost injectată în rețea aproximativ 1.200.000 kWh de energie electrică. Asta ar însemna un salt de 12 ori mai mult decât ceea ce noi am produs în 2013. Dacă discutăm despre alte surse alternative, pot să zic așa, mai pe scurt, în Republica Moldova avem deja instalat peste 2,2 MW de module fotovoltaice care injectează în rețea. Dacă până în 2015 am avut doar o turbină eoliană care injecta în rețea și puterea acestea era de 1,2 MW, în nordul țării, acum avem și două turbine încă instalate în sudul țării, care avem deja cifre concrete, care au produs și a injectat în rețea peste 100.000 kWh de energie electrică, două turbine din puterea 600 de kW, ceea ce înseamnă că puterea medie pe țară e 2,4 MW instalat din eoliene.